Fosta handbalistă a formației Old Kim, Simona Găugărlă, a fost numită miercuri în funcția de antrenor principal al echipei HC Municipale Râmnicu-Vâlcea, înlocuindu-o pe Maria Teoruc Duca. Postul de antrenor secund al echipei va fi ocupat în continuare de Miară 2. Simona Găugărlă va debuta la conducerea tehnică a echipei vâlcene sâmbătă în partida cu Dunărea Brăila. Maria Teoruc Duca fusese numită în funcția de antrenor principal al echipei nou înființate la începutul lunii iulie în acest an. După 9 meciuri disputate în Liga Națională, HCM Râmnicu-Vâlcea nu a obținut niciun punct. Primul meci al Simonei Găugărlă pe banca tehnică a Vâlcei va fi cel cu Dunărea Brăila, programat sâmbătă de la ora 11, în afară de CSM Ploiești. Fosta internațională a antrenat Rapid București și Școala 181 SSP București.